Mulțumesc, Georgiana. Agricultorii români devin tot mai nervoși. Aceștia acuză coaliția de guvernare că nu a venit cu nicio măsură promptă care să vină în ajutorul lor pe fondul transporturilor din Ucraina, deși la nivel declarativ s-au bătut cu pumnul în piept că vor rezolva problema. În schimb, ar fi crescut numărul controalelor efectuate la ferme. Agricultorii se plâng de faptul că autoritățile nu au făcut nimic în ceea ce privește transporturile din Ucraina. Astfel, fermierii români sunt nevoiți să vândă în continuare sub prețul de producție. Nu a avut acces la piață pentru că am fi vrut să vindem, însă piața a fost blocată de cerealele din Ucraina. Problemele au fost în felul următor. Traderii sunt aceiași și în România și în Ucraina. Au preferat, în loc să cumpere cu 1500, cu 1400, cu 1300 din România, au preferat să cumpere și să blocheze logistica de export a României cu materie primă din Ucraina, la prețul de dumping. Noi asta cerem, să nu mai fim supuși dumpingului. Vrem o piață normală, echitabilă. Și pentru acest fapt acuză guvernul, deoarece Polonia a pus în aplicare măsuri care să vină în sprijinul fermierilor, iar în România lucrurile rămân la stadiul de promisiuni. Cam așa ne-ați tratat de fiecare dată, domnilor politicieni, și domnul Daia, și domnul prim-ministru, și guvernul României. Faptul că azi Polonia face ceea ce face este pentru că este un stat responsabil, un guvern responsabil. România a acceptat acele 10 milioane de la Comisia Europeană, a mai pus 10 de la bugetul de stat și ce a făcut? Mai mult, agricultorii se plâng că din partea ministerului vin controle abuzive care înrăutățesc și mai mult situația. Am fost aburiți cu acest mesaj sau cu această sumă, quantum, sprijin de la Uniunea Europeană. Da. Vreau să vă spun că deja fermierii primesc controle în fermă din Direcția Agricolă, din ordinul domnului ministru Daia, pentru a verifica dacă magazinele au fost autorizate, dacă marfa a intrat cu bon de cântar, dacă marfa a avut analize. Marfa aceasta pe care am depozitat-o peste toamnă, iarnă, ca să o vindem atunci când începem lucrările de primăvară, am depus cerere de sprijin la APIA, cererile au fost luate de Direcția Agricolă și azi fermierii suportă controle de la Direcția Agricolă. Aleșii nu și-au schimbat deloc tactica, promit în continuare schimbări, doar că de această dată spun că măsurile vor fi luate după rotativa guvernamentală. Agricultura trebuie sprijinită, toți agricultorii, și aia mari și aia mici trebuie sprijiniți. Politicile agriculturii ale țării sunt prioritate în actul de guvernare și veți vedea măsuri care nu merg doar către agricultori, ci merg pe tot lanțul, inclusiv de procesare, produse alimentare românești, pentru că acolo este cheia.